Locuitorii unui bloc de pe strada primăverii au avut parte de clipe de panică. Un pat de pe casa scării, între etajele 9 și 10, ardea cu flacără. Locuitorii au dat alarma cu puțin înainte de ora 20. Au ajuns pompierii militari din municipiu cu două auto speciale cu apă și spumă, autoplatforma de lucru la înălțime și o ambulanță SMURD, dar și un echipaj al serviciului județean de ambulanță. S-a intervenit pentru stingerea flăcărilor, evacuarea fumului de pe casa scării și de la etajul superior. Locuitorii nu au avut nevoie de îngrijiri medicale și nici nu s-a impus evacuarea acestora ars un pat depozitat pe casa scării între etajele 9 și 10 și doar intervenția rapidă a pompierilor a făcut ca locatarii de la cele două etaje să nu aibă de suferit. Cel mai probabil incendiul a fost generat de un fumător neglijent care a aruncat un rest de țigară aprinsă pe materiale combustibile. Totodată de suferit au avut și membrii unei familii din Cristești ieri dimineață. Instalația electrică a fost supra-solicitată fiind puse în funcțiune mai multe electrocasnice în același timp. Mașina de spălat care era pusă în priză a produs un scurt circuit. Familia nu era acasă în momentul izbucnirii incendiului, astfel că flăcările au cuprins bucătăria de vară. Norocul a fost că nenorocirea a fost observată de către un vecin, care a sunat imediat la 112. Pompierii militari și voluntarii din Comuna Cristești au ajuns la fața locului cu două auto speciale cu apă și spumă și o ambulanță smurd. Incendiul a fost lichidat înainte de a se propaga la locuința lipită de bucătăria de vară.